Bine ați venit la Târgul La Brocantă. Aș vrea să vă prezint un pic conceptul târgului și scopul cu care acesta a fost făcut. În primul rând, La Brocantă este o numire din limba franceză. Brocantă înseamnă talcioc sau bâlci. Adică o piață unde găsești cam tot ce dorești. Acest concept a fost făcut în special pentru persoanele fizice care vor să-ți valorifice bunurile de care nu mai au nevoie sau lucrurile care au rămas mici copiilor sau lucruri care nu le mai servesc în jurul gospodăriilor. Cum funcționează? Procedura este foarte simplă, omul vine cu lucrurile, deci nu are nevoie de PFA sau altă formă de autorizare, are nevoie doar să vină și își închiriază o masă pe care plătește 10 lei și își pune bunurile pe masă și le vinde. Aș vrea să spun că acest concept nu a fost gândit neapărat ca o afacere, ci a fost gândit ca un bine, o binefacere pentru comunitatea, orașul nostru. Ziua și bine v-am găsit! Aș dori să vă prezint câteva produse făcute de mine cu mare drag pentru cine dorește să facă un cadou celor dragi, făcute mult mai special pe rondea de lemn, diferite mărimi, diferite culori, în rame de tablou, făcute toate cu mare drag. Mai am și câteva rădăcini și ramuri de copac, făcute și astea cu multă migală, tot pe rondea de lemn. Pentru uși, cine dorește să-și pună la intrare cu trandafiri, ăștia sunt artificiali, aranjamentele sunt cu flori de săpun. Aici avem câteva suporturi pentru lumânări. Asta e un aranjament făcut pe o ramură de copac. Mă numesc Pocolanca, sunt în fiecare sâmbătă aici la Târgul La Brocantă. Vă aștept cu mare drag, la fel și pe pagina mea de Facebook, Floarea Lemnului. Să servești o masă, mici, foarte buni, răcoritoare. Ai aici posibilitatea ca să te întâlnești cu un prieten, să petreci un pic de timp liber în weekend. V-am găsit aici la Târgul de la Brocantă. Avem mai multe produse care sunt realizate în special din lemn. Pentru cunoscătorii de lemn, după cum vedeți și aici, avem un ceas din lemn de stejar. Absolut tot e realizat din lemn. Mecanism totul funcțional. Veoze care sunt tot așa realizate din rădăcini de lemn, lucrate cu multă migală, foarte frumoasă, în special pentru cine știe. Avem aici câteva suporturi de suporturi de cești de cafea, pot să fie și cu pahare sus. La fel, tot așa, suporturi pentru pahare, tot realizate din lemn, făcute. Suporturi pentru vin, mai multe forme, mai multe dimensiuni.
pentru cei care doresc să pună cine au cabane sau într-o bucătărie frumoasă să-și o amenajeze sau să fie mai rustic, rădăcini decorative, ornamente cu flori din săpun, veoze în special, tot așa, realizate pe rondele din lemn, lăcuite, tratate, veoze care sunt realizate din roată de car, din butuc, care știe ce înseamnă butucul din la roata de car, ăsta e ceva mai vechi, nu toată lumea știe. Veoza e complet funcțională, merge. Avem aici măsuțe de cafea sau măsuțe pentru terase, pentru tot așa, la cabană, în casă, cine dorește să fie mai rustic, la fel, din lemn de stejar, lăcuit. Vă aștept cu mai multe detalii, vă așteptăm la târgul de la Brocant în fiecare sâmbătă să veniți, avem foarte multe produse, nu doar cei de lemn și ornamente. Fiecare vine să-și valorifice bunurile, luturile. Stația se află pe drumul european, pe partea dreaptă, înspre Hereclian, între Zalău și Hereclian. Pentru cei care doresc să participe, trebuie să știe că este o stație de autobuz, Centotrans, care oprește aici în fiecare dimineață. Avem și un orar care o să-l distribuim pe toate rețelele de socializare. Asemenea, amenajat un spațiu special pentru copii, cu câteva animăluțe, cai, ponei, struți, câteva oi, unde copiii pot să-și petreacă câteva ore în compania acestor mici animăluțe. Așa că dacă weekendul viitor nu ai nimic în program, te așteptăm la târg. Dacă ai lucruri care merită să fie valorificate, nu ezita, este foarte simplu.